La o lună de la inaugurare, unitatea de primiri urgențe de la Spitalul Bagdasar Arsenic, prezentată drept cea mai modernă din țară, este încă închisă. Au fost întârzieri în procesul de predare primire a proiectului încheiat între primăria de sector și constructor, iar acum îi lipsesc două avize. Managerul spitalului speră că le-ar putea obține în câteva zile. La inaugurarea unității de primiri urgențe de la Bagdasar Arsenic a fost prezent inclusiv președintele țării. Este o unitate model, o unitate modernă, o unitate care a apărut aici dintr-o colaborare foarte bună între primăria sectorului 4 și Ministerul Sănătății. Este o clădire cu autorizație de securitate la incendiu. Este o clădire pe care o veți vedea cu certitudine și înăuntru, care reprezintă un vârf din punct de vedere constructiv și din punct de vedere tehnic. La o lună de la inaugurarea cu FAST, nici medicii, nici pacienții nu beneficiază de unitatea modernă de primiri urgențe de la Spitalul Bagdasar Arsenic din București. Oamenii stau la coadă în fața clădirii vechi. Deși este 100% gata, unitatea nouă are lacătul pus. Datorită procesului birocratic între primăria sectorului 4, finanțatorul în mod integral al acestei lucrări, și constructorii care au desfășurat această lucrare, au fost unele mici întârzieri în procesul de predare, primire a lucrărilor. Aceste mici întârzieri au dus și la o întârziere din partea noastră, pentru că în spate, cu aceste documente pe care trebuiau să le încheie dânși, și noi suntem obligați să cerem autorizația de la Direcția de Sănătate Publică și să solicităm de asemenea și autorizația de la ISU. Spitalul a depus săptămâna trecută documentele la Direcția de Sănătate Publică. Sper ca astăzi sau mâine, în funcție de cum termină colectivul tehnic al spitalului și proiectantul general al lucrării, să putem depune și la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Și când ar putea fi deschisă concret? În funcție de cum vin rezultatele de la instituțiile pe care le-am nominalizat mai devreme, în următoarele zile. Așteptăm cât mai repede. Primăria de sector s-a ocupat de construcția noii clădiri, iar Ministerul Sănătății de dotare. Cel puțin 200 de pacienți vin zilnic la urgențe în unitatea medicală. Tot la Spitalul Bagdasar Arsenic există din august 2020 trei paturi pentru Mari Arș. Autorizația de înființare a unei unități funcționale pentru Arș, cu sală de operație și baie terapeutică, a venit însă de la Ministerul Sănătății în martie anul acesta.